Brăzeală! Băi, Andreea! Andreea! Stați așa, Andrei! Și nici nu vă grăbiți că ajungem și la voi! Puteai să-mi spui! Nu mă ajutați de main event! Andrei, eu știu că fierbe sângele în tine, dar tu puțin! Păi nu, frate, dar dă... Hai, ei, măi, Romeo, te rog! Nu mai contează, dar atâta timp, domnșoara Cristina, bă, sunt, toată lumea mă acuză că, vezi, doamne, eu îmi doresc, nu știu că eu sunt fals, bă, dar voi sunteți niște falși aici în casa vrem asta. Vrem femei pentru fără că faceți, provocări. Faceți, veniți și faceți aici niște afirmații și după aia veniți și pozați în sfinte și vezi, doamne, vreți să dați vina pe noi, pe băieți. Eu spuneam că am vorbit cu el și că mi-au dat fetele provocare, dar noi când am început conversația telefonică am purtat... O conversație că noi doi nu ne înțelegem și nu suntem compatibili unul vorbit, cu altul. Am stat vreo jumătate de oră în telefon. Am stat vreo jumătate de oră în telefon așa și nu ziceai nimic. Adică dacă voiai să-mi spui, eu ți-am spus tot ce am făcut și tot cu mine am vorbit. Mi se pare că noi doi nu avem un cuplu să-ți dau ție. Dar nu trebuie să-mi dai. Băi, femeie, eu te-am întrebat. Și noi știi destul de bine că nu vorbeam foarte mult. Bine. Ia zi, Răducu, zi! Mai vreau să iau parte la această conversație, domnșoara Cristina. Mi se pare că femeile din această casă sunt niște neasumate. Atât timp cât femeia asta vine și mă acuză că nu știu ce, că ea mi-a plăcut, m-a plăcut de la început. De nimic. Du-te, bă, și lasă-mă că ești nu o falsă, frate. Bă, nu ești sinceră cu nimic. Tu ești cel mai mare fals. Eu? Tu ești cea mai mare falsă și mincinoasă totodată. Da, bine. Pentru mine, pentru mine e zero. Nu mai știu pe cine să aleg acum. Mamă, câte alegeri am. Domnșoara Cristina! Romeo, gata. Măi, Romeo! Măi, Romeo! Eu mă așteptam să ieși afară, dar așa... Așa! Domnșoara Cristina, vrem bărbați! Plecați acasă! Acasă! Acasă cu voi! Domnșoara Cristina! Fetelor! Noi jucăm mai bine ca actori ăștia din Turcia, ești nebun? Suntem cei mai buni actori. La Caciuca! La Caciuca în așa fel încât să dați și niște exemple de persoane civilizate, ar fi super. Domnul Cristina, vreau să dau un nume! Nu dau nume! Domnul Cristina! Mâncați, bă, televizorul ăla, bă! Legat de Andrei, Comănici s-a jurat că Andrei mă place cu adevărat. Să vă fie rușine cu jurămintele, rușine! Chiar în dată și vă... Măi, Comănici e adevărat! Băi, spus eu ceva! Opriți-vă, pentru că vorbiți toți în același timp și din nou nu ne mai înțelegem. Eu vreau să vorbesc cu Răducu în acest moment, pe care l-am văzut extrem de fericit. Ia zi, Răducule. Da, domnișoara Cristina, spuneți. Vă ascult. Cum stă treaba? Ai calea liberă? Păi se pare că o am liberă, că Aida nu știu ce are de gând, sincer. Adică? Când a trebuit să lămurim ceva, se uita la cameră și... Vezi că eu am cerut voie și la cameră, să mergem la camera roșie să vorbim și nu mi s-a dat voie. Bun. Iar când am fost pe conexiune, ai început să arunci mesele sau ce ai aruncat pe sus, ai plecat și când am vrut să vorbim, n-ai mai stat, ai plecat. Când, Aida... Când am avut conexiune și doar te uitai, Marinescu vorbea, după aia s-a băgat Andrei. Pentru că vorbeau foarte mult și nu pot să vorbesc cu tine. Dacă vrei să spui ceva în casă, asta trebuie să țip ca să audă lumea. Dacă nu, nu o să spui nimic. Păi dacă nu vorbiți pe rând și civilizat, apropo, vezi că sunt supărată pe tine pentru gestul pe care l-ai făcut. Foarte urât. Ai promis. Ai zis că nu mai faci. Îmi cer scuze. Nu mai fac, gata. Nu mai fac. Și să nu mai faci, te rog. Nu mai fac, domnul Cristina. Bine, și acum ce o să faci cu Andreea? Cu Andreea, cine? Cu Aida, cu Seia. Vezi, vezi că... Câte alegeri am, wow! E și frumos, rău. Hai că e frumosel. Vezi, vezi. Păi l-ai pupat așa dacă nu-i frumos? Păi pentru mine, nu pentru altceva. Care m-a făcut urât, Andreea? Aida. Aida m-a făcut urât? Cu ghilimele. De ce mă faci urât? Până acum ați plăcea de mine. Vezi că domnișoara Cristina mi-a spus că pe până acum era frumos și am spus că da, pentru mine, nu pentru alte. Și nu mai vorbea eu. Nu-l mai jigni! Oricum vă potriviți la limbaj. Cu ce? La fel vorbiți. Cert este că vă înțelegeți. Nu prea ne înțelegem, că nu prea există comunicare. I-am cerut explicații și nu mi s-a dat. Mi-a dat bloc peste tot, acuzându-mă că am avut contact. Aole! Cu Alexandru Moroșanu și încercam să-i explic. Băi, alo! Dar fi bună să vă vezi, Andru! Aida! Băi, Cristina, că nu am spus. Făcut. Te rog! Ce se bă... Ia!
Liniștit. Radu, vorbește-mă frumos. Poți să vă explic de la ce? Da, pe cine am acuzat? Radu, te rog, nu te enerva și ascultă. Hai să încercăm să lămurim. Te rog, ia. M-a întrebat, a început totul că m-a întrebat, mi-a spus el, vezi că-ți vine iubitul în casă. Și zic eu, ce iubit? Lasă că știi tu la ce mă refer, chiar nu știu la ce te referi. Lasă că știi tu câți băieți ai la follow pe Instagram. Adevărat, da, am doar trei băieți, urmăresc foarte puțini. Dintre care era și băiatul ăsta, Alexandru Moroșanu. Și a început stai, și a început să-mi spună că dar ia zi și ce treabă ai cu el? Da, și ți-am spus, că nu am treabă. Și îi spuneam că nu am avut treabă mai mult cu el decât că îl cunosc personal din anumite conjuncturi, okay, prieteni, da, și așa mai departe. El o ținea și nu că a avut, că a avut treabă, că a fost mai mult, că tot mă bloca, mă debloca, îmi închidea telefonul, nu mă închidea. Okay. Și până la urmă i-a spus, da, mama, a avut treabă, dar doar pentru simplu fapt să-i închid gura, dacă tot îmi dădea peste gură. Băi, spunând, păi ce răspuns ăsta? Bă, dar nu-ți se pare normal, dacă suntem în cunoaștere. Păi bun, Radu, dar dacă eu ți-am spus ție că n-am avut treabă cu băiatul ăla mai mult decât vorbind și atât, de ce mă acuzi într-una și mi-arunci vorbe în gură? Păi da, pentru că reacționez foarte... În serios, păi dacă îmi spui în râs. Eu încercam să explic de foarte multe ori că n-am avut treabă cu el. Asta i-a spus și eu și dacă ar fi fost să am ceva cu el. El, dacă ar fi să intre în casă, el m-ar fi văzut pe tine că stau cu tine împreună. N-aș fi avut treabă cu el, nu trebuia să reacționeze așa. Și ce ai spus la final? Pe Facebook? Chiar? Înainte să-mi dai bloc? A? Ia uitați-vă! Eu ce sunt convinsă că rău? Voi ne-am înjurat! Lasă înjuratul! A, dar ce? Lasă înjurat, că eu nu am înjurat, eu n-am apucat să te înjur! I-a trimis mesaj, ferească Dumnezeu cum să înjur o femeie, măi! I-a trimis mesaj Andrei pe Instagram că eu sunt o ieftină și că să mă pun în fața televizoarelor să mă... Vreau să aud! Zi-mi ce mi-ai zis la finalul mesajului. Când o să vină în casă, ce o să fac? Păi eu să-l fac în continuare gelos după ce m-a blocat de 11 minute. I-a spus, dacă el a apucat să mă înjure și eu pe el. Cum și la te-am înjurat, mă, că nu te-am înjurat? Stai din gură, că așa te-ai spus, Andreea, pe Instagram, și a spus, lasă că dacă vine Moroșanu în casă, îl fac direct cuplu cu el, ca să scăpă, dacă tot vreau și mă acuz, eu să fac cuplu cu el direct. Bravo, da. bravo. El face da, interesantă treaba aceasta cu Moroșanu. Vom vedea dacă va intra în casă. Păi înseamnă că știe ceva. Înseamnă că știu. Vreau și eu o întrebare. Atunci, cum poți să zici că faci cuplu cu el? Păi ți-am spus să te enervezi, că tu habar n-ai dacă el ar face cuplu cu tine. Dar nu mai fii copil, ai 24 de ani. Nu îți dai seama când o femeie vrea să-ți spună în contra cuvintele astea. Nu îți dai seama când e serios și nu. Aida, în primul și în primul rând, tu ai spus că ai avut contact cu el, nu eu. Hai, gata, lăsați contact. Până la urmă, dacă fata a avut treaba sau nu. A fost în afara emisiunii, Răducu, nu te mai enerva. Cu siguranță se va lămuri treaba și poate pe viitor va veni și Moroșanu. Cine știe, că am tot văzut eu că a fost postat pe la Instagram, pe la story, pe acolo, pe la unii dintre voi. Bun, trecem mai departe și vreau să lămuresc telespectatorii de ce acest haos între cupluri. Măi! Care cupluri, domnișoara Cristina, că mai sunt două? Se bagă și mi-a iubit acum. Ia, hai să o luăm pe rând. Da, se bagă. Fiți atenți! La hotel, fetele au jucat adevăr sau provocare. Fetele au sunat anumiți băieți. Cum ar fi? Aia pe Marinescu. Mariana Perare. Mariana Perare. Mare la bloc și eu l-am la bloc. De pe telefonul meu l-a sunat pe telefonul aia. Eu n-am informații false niciodată. Bine, șeicule. S-au întâmplat toate aceste lucruri. Iar când ați venit în emisiune, au început să iasă la suprafață și altele. Cum ar fi ce a făcut Andreiuțu? Eu n-am făcut nimic. Domnișoara Cristina, poți să vin și eu cu o propunere de provocare? Băi, cazi, lasă-mă și pe mine să vorbești și vorbești după aia. Ia. Domnișoara Cristina, da. Vreau să vin și eu și ești invidios că am vorbit toată ziua și tu vorbești cu zilele și eu tac. Vreau să vorbesc și eu azi. Domnișoara Cristina, vreau să vin și eu cu o propunere pentru fete, cu o provocare. Fetelor, de ce nu vă provocați să vă respectați persoana de lângă voi măcar o săptămână? Aia da provocare, nu? Asta sună pe ăla, că așa sunăm toți. Andrei, da, te-ai simțit nerespectat de fosta ta iubită? Da, domnișoara Cristina, atât m-a deranjat pentru că n-am fost respectat. Știți și dumneavoastră că am dat exemplu, de trei ori am spus în emisiune aici, că îmi doresc doar să fiu respectat. Cum eu am respectat-o pe aia de fiecare dată și ați văzut asta, nu poate contesta nimeni acest lucru, așa am vrut și eu de la aia să fiu respectat. Nu m-a deranjat că a sunat, că n-a sunat, că a vorbit, că n-a vorbit. M-a deranjat gestul în sine, adică ce sunt eu? Eu zic ceva și tu faci asta? De câte ori am spus aici ce mă deranjează, a doua zi a venit și a făcut fix în contră. Ce înseamnă asta, domnișoara Cristina?
trageți și dumneavoastră concluzii. Ia să ne spună ea, ce înseamnă asta? Nimic, doamna Cristina, a fost un simplu o provocare. După aia îl sunase Mariana și i-a spus că eu vorbeam cu Marinescu la telefon. Deci dacă nu vrea Mariana, nu-l mai suna, el nu afla de la mine. N-a niciodată, așa că da. Stai cu minte. I-am spus și când i-a spus chestia asta mi-a vorbit foarte urât. După aia am adevărat telefonul și l-am blocat. Mariana, nu accept niciodată să-mi vorbească mie un bărbat urât. Foarte urât. Mariana? Da. Auzi, ai vorbit urât, ai? Domnișoara Cristina, da, mi-a cerut scuze și îmi cer și aici. Dar nu mai interesează. După cât e dumneavoastră la sensul ăla de vorbit urât. I-am vorbit cum mi-a zis și ea mie când a venit Simona în emisiune. Aici tot la fel i-am zis și eu. No. Eu mi-am cerut Andrei? Scuze. Eu mi-am cerut scuze. Nu e adevărat. Și, dar nu mă interesează scuzele tale, nu mă interesează. Nu vorbele au fost spuse. Păi, aia, eu nu cer scuze în sensul ăla în care eu cer scuze doar pentru ce am spus, atât. Vorbele doar mai mult. Nu pentru altceva. Domnișoara Cristina, am spus doar să mă lase în pace, doar într-un mod mai vulcanic. Doar o vorbă spus. Ce ți-a spus mai? S-a distrus tot. I-a spus, m-a făcut Domnișoara Cristina, ultimul hal. Am auzit în mesaje. În și la telefon și prin am mesaje. Să-mi fie rușine, Andrei. Să-mi fie rușine, nu mai mi-e rușine de nimeni. Aveam pretenții că tu ai un vocabular. Dar cine de cine s-a despărțit? Domnișoara Cristina. Andrei, cine de cine s-a despărțit? Domnișoara Cristina, am pus punct consider de comun acord. Nu ne înțelegem, adică nu că nu ne înțelegem. Orgolile sunt prea mari și nu știu cum să vă spun, nu știu să mă exprim acum, nu-mi vine acum ca să zic. Ia, că te-aș fala asta e prea mare, domnișoara Cristina. Fala e prea mare, mândria asta. Mândria asta. Mi se pare că unii considerăm că suntem la un anumit nivel și alții sunt mai jos. Și când consideri așa, vorbești mai flegmatic, nu prea dai atenție, vrei să arăți că tu ești sus. Stați un pic, ia, o întrebare foarte bună. Da, stai un pic că te întreb eu prima dată. Tu cu Mariana v-ați despărțit tot din cauza acelui joc? Domnișoara Cristina, nu știu dacă s-a despărțit de mine sau... Domnișoara Cristina, nu joc e problema. Am încercat. Păi că mi-a făcut jocul, ea l-a sunat pe rare și nu l-a zis. Domnișoara Cristina, nici măcar n-a răspuns la telefon, nici măcar n-am sunat după telefonul meu. Nici nu am vorbit, mă jur, domnișoara Cristina, m-am întors, mi-am pus mâine la față, am pus, nu am vorbit. Fără jurăminte. Fără jurăminte. A doua. Bun, păi și atunci n-am vorbit. A doua zi l-a sunat pe rare. Nu l-a sunat, ce ai? În primul rând, nici măcar. Nici măcar, nu m-am supărat pe treaba asta. Eu cred că dacă s-a produs o ruptură între noi, s-a produs la favorit. Dar ruptura a fost, adică mi-a fost. Bine, Alexandra, nu mă interesează. Nu mă interesează. Văd că n-ai vorbit. N-ai vorbit absolut deloc până acum, când a fost vorba de mine și Mariana, n-ai vorbit. Vezi că mai devreme am vorbit, dacă tu n-ai fost atent, nu este problema mea, dar eu vezi că am fost din corp. Bine, mă, lasă-mă să lămuresc. Mine și Cristian și vreau și eu să vorbesc, dacă permiți, Alexandra. Ne-a confirmat ceea ce eu am spus timp de săptămâni. Eu nu am mai vorbit cu Cristian încă după gala favoriților. M-a sunat să vorbească cu mine, nu i-am răspuns, m-a sunat ulterior pe telefonul lui Aia și am vorbit, doar l-am ascultat, în schimb eu nu am vorbit cu el și da, am fost foarte supărată și încă sunt în continuare din cauza la ceea ce a făcut și ceea ce a spus. Și faptul că acest băiat a luptat pentru tine și pentru inima ta 8 luni nu contează deloc? Adică contează, domnișoara Cristina, dar contează și lucrurile care le-a făcut pe lângă toate astea, că lupta el. Ce mai făcea pe lângă toate astea? Niciun bărbat nu și-a permis, nici măcar tatăl meu, să ridice tonul la mine și își permite el. De când până când? Da, crede-mă că... Crede-mă că ce? Crede-mă că... Te rog. Foarte bine ce am făcut. Ok. Nu mi-aduce niciun gram de fericire chestia asta. Mă bucur. Am realizat ce am făcut după ce am ajuns acasă și de asta am și vrut să vorbesc. Plânge. Nu, plâng, dar crede-mă că sunt deza... Plânge. Pădruț. Plânge. Ai cuvântul meu de onoare. Aoleu, terminat! Deci, o să-l fac pe omul ăsta, o să-l distrug, de, nu pe el, tot ceea ce reprezintă, tot ce o să fac... Comănici! Iubita lui, toată familia este un mamuțoi pentru mine. Comănici! Tu ai putut să tratezi momente cu teoritate până acum! La propriu și la figură! Ce-ai făcut? Aoleu! Vreau să văd cum mă... Vino să văd dacă te ghidule. Mă arăt un pic. Mai închid conexiunea, eu nu stau ca cu... Mai nu m-am plecat fratele meu în subiect. Doamna Cristina vorbea cu Codruț, a avut treabă cu Codruț. De ce a venit să mă bage pe mine? Că nu înțeleg. Da, și Codruț. Dar asta este problema între ei, doamna Cristina. Este același lucru. De asta ați vorbit, sperând că nu...
Zic la rândul lui că mănânci aceleași lucruri la făcut. De exemplu, când s-a certat Alexandra cu Codruț, el era în culmea fericirii. Eu zic nu, dar nu vă mai implicați. Dar eu n-am avut treabă, doamna Cristina. Mi s-a spus să tac și să-ți continue ei subiectul. Asta am făcut, n-am mai spus nimic. Și el a simțit nevoia. Pe bune? Păi stai să n-ajung eu. Cred că ce se spere băiatul. Da, n-are rost să răspuns cu aceeași monedă. Oricum, Codruț știe să ajungă. Băi, eu am mai probleme și atunci în gala favoriților. Eu în momentul în care mi-aleg o persoană să stea lângă mine, nu mi-aleg să fiu mama lui sau să am grijă la ce scoate pe gură și toate acțiunile care le are aici în casă. Da, mă deranjează și el știe foarte bine, pentru că în momentul în care avea anumite acțiuni aici în casă, mergeam acasă și discutam cu el și îi spuneam că nu-mi place. Hai să facem din nou conexiunea. Ia, toate bune? Mișoara, Cristina, nu pot să vorbesc dacă o să intervin în Codruț, vă rog frumos să-i tăiați la valiera, să pot să vorbesc. Domnișoara, Cristina, aoleu, da. Mai ales la comunist să-mi tăiați mie la valiera, păi mă supăr urât. Dar voi doi, fiind băieți maturi, nu puteți să vă respectați? Pot să vin, domnișoara, Cristina, la dumneavoastră acolo să vorbesc, să lămuresc aici? Domnișoara, nu pot, Cristina. Codruț, da. Nu sunt lăsat. Dă-i pace puțin, te rog, lasă-l să spună și el punctul de vedere, că altfel îl chem aici. După vă simțiți neîndreptățiți, lasă omul să vadă dacă o să mai fie într-o relație, să dacă spune și-l ofu. 500 de euro dacă plâng. Hai, vino, comănici, vino. Mulțumesc frumos. Domnișoara Cristina. Păi ia și conexiunea dacă la plâng. Mariana. Ce ai, mai Codruț, zi, că îmi place să vorbesc cu tine. Ia, zi. Domnișoara Cristina. Ia. Acum iar se duce, iar mai face o scenă, iar păi da, strănit sentimental, am făcut aia, am pățit aia, am luptat 7 luni, vechile, teorii și vechile poezii, domnișoara Cristina, și eu sunt videos pe el că nu pot să plâng la comandă, poate așa mai iau și eu, mai ciupesc de acolo ceva, că vă dați seama că papa și la cu totul trebuie. Auzi? Da. Eu l-am chemat aici, dar acum mi-e frică de Alexandra, care era aia corpul mai Cristina, devreme. Alexandra are tocuri, mi-e frică să nu-l pic pe capul la mare. Iar asta Dumnezeu termină. Îl faci pe el la propriu. Aud. Fii atent. Că n-a să apuce el vreodată. Vinit pe Alexandra la tine, că așa pleacă în Dominicană, s-o pupăcești. Da. Trimiteți-le pe toate. Hai, du-te la el. Doar să... Zit. Nu fi... Nu ai... Alexandra, nu fi... Tăcești ce avea. Păi da, doamna Cristina. Domnișoara Cristina. Să vezi ce zâc îți dau eu. Doamne, da. Măi, ți-am dat un pic de zvâc. O să te rog să te așezi că Mariana. Spuneți, vă rog, să încerceze. Putem cu cadrul, e problemă, știi și tu. Da. Bine, așa este acolo. Nu vreau să vă deranjez. Dacă nu încetează la blonda aia turbată, domnișoara Cristina, mă supăr. Potolește-te că vine blonda ta frumoasă către tine. Fiți atenți, vă las doar să ascultați, ca să nu mai interveniți, să vorbim și noi aici. Nu mai intervin, că am ocupație, gata. Bravo, ocupă-te. Nu mai intervin, domnișoară Cristina. Nu mai. Trebuie să mă pup cu gura, s-a ocupat. Da, pupă-te. Spor la treabă. Bun. Mulțumesc. Sărâna. Nu, că eu mor de mila ta. Cum ajungi tu în aceste situații mereu? Ce faci? Domnișoara Cristina, sincer, i-am spus și ei. Dar fii tu. Fii tu. Ia. Vorbește cu vocea ta, te rog eu frumos. Cred sincer că Dumnezeu mi le întoarce. Fiindcă... eu cu fata asta cu care am vorbit, într-adevăr, am avut o relație până când să intru în casă, dar în ultimele 3 luni de zile mi-era scârbă de mine. De mine, fiindcă era o relație foarte toxică, nu mă regăseam absolut deloc. Cât timp ai fost împreună cu acea fată? Am vorbit din ianuarie până prin aprilie, inițial, după care am hotărât să ne despărțim. Ea nu a acceptat niciodată chestia asta, a vrut la un moment dat. Doamne, ferească Dumnezeu! Și... credeți-mă că aveam 22 de ani la momentul respectiv, dar niciodată în viața mea nu am crezut că o să fiu pus în situația în care să mă gândesc că cineva s-ar putea din cauza unei decizii pe care aș fi luat-o eu. Și fata aceea n-a contactat-o niciodată pe Mariana? Eu am vorbit cu ea în momentul în care, într-adevăr, i-am promis tot felul de chestii, fiindcă mi-a fost frică, nu știam ce se va întâmpla, nu știam dacă o să ia vreo decizie. Nu a răspuns o zi întreagă la telefon, nici familiei, nici... Știi, m-am speriat. Știi că ea în momentul ăla te juca pe tine la psihic ca să nu o lași. Poate am picat în plasă, nu știu, dar mie mi-a fost frică, fiindcă la mine în localitate a mai fost un caz similar, când cineva... Și nu am știut cum să reacționez. Bine, hai să ne discutăm despre astfel de situații, că nu e cazul. Ce vreau eu să înțeleg este următorul lucru. De ce te-ai despărțit tu, Mariana, de comunici? Dar m-am despărțit, domnișoara Cristina.
Nu. Am preferat ca o perioadă să nu vorbesc cu el și să mă gândesc la toate acțiunile care le-a avut în ultima perioadă. Adică ați luat o pauză? Da. În afară de acel asta moment nefericit eu. Din gala favoriților, au mai fost niște lucruri care te-au deranjat? S-a întâmplat ceva? Da, domnișoara Cristina, chiar și în gală. Deci în momentul în care am intrat eu în gală, el era foarte supărat, foarte deprimat. În momentul în care intră alte persoane în gală, hai, dispare toată suferința imediat, pe secundă, așa. Dintr-o dată se schimbă, trece de la o stare la alta. Are chef să facă glume, are chef să-și... Mariana, am fost supărat fiindcă... Fiindcă ce? Dacă erai supărată pe mine, nu trebuia să mă bagi în seamă. Ai venit și ai dat mâna cu mine așa, pățește sau... Am dat mâna cu tine așa. M-am simțit foarte prost în momentul. M-am simțit și eu la fel de prost în momentul în care, acum două găleni, când am intrat eu în gală, m-am dat la tine să te pup și tu ai întors fața. Dar nu am întors, eu zâmbeam și am vrut să fac un joc, fiindcă... Ok, e tot aia. Ți-am întors-o? Ți-am întors-o. Te-ai simțit prost? Da. Și eu m-am simțit. Mulțumit? Da. Poți să mai comentez? Bun, și în acest moment, tu, ce-ți dorești? Sincer, aș vrea să fiu fericit. Și cum arată fericirea ta? Nu știu. Habar n-am. Cred că jumătate din capul meu spune că lângă ea. Jumătate îmi spune că în niciun caz cu ea. Nu știu ce să fac. Aș vrea să o văd și pe ea fericită. Mă gândesc că dacă ar fi ea fericită lângă mine, nu știu, lângă mine sau dacă nu cu mine, dar oricum ar fi, nu mi-e bine. Și mă mint, spun că sunt ok, nu dar vorbesc. Dar până acum Mariana ți-a oferit vreodată fericire? Crede-mă că a fost singurul om care a fost lângă mine de multe ori. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.